Rutina de dimineață este un factor esențial în viața oricui pentru că este modalitatea prin care ne începem ziua. Dacă îți începi ziua bine, automat vei avea mai multe șanse să ai o zi bună. Pe internet, rutinele de dimineață devin din ce în ce mai dificile și sunt destul de ireale. Trezește-te la 3 dimineața, bea 2 litri de apă, mănâncă 2 mese în 30 de minute și multe alte lucruri ridicole ce mai văd prin alte rutine de dimineață. Ai nevoie de o rutină de dimineață care să nu fie atât de complicată și doar să te ajute să îți faci o zi mai bună. Repet, cu cât îți începi ziua mai bine, cu atât sunt mai multe șanse ca ziua respectivă să fie o zi bună. Așa că uite aici o rutină realistică de dimineață pe care o poate face absolut oricine. Nu este obligatoriu să ai o oră de trezire, dar cu cât te trezești mai de dimineață, cu atât este mai bine pentru tine. Cu cât te trezești mai de dimineață, cu atât ai mai mult timp să faci ceea ce vrei și pe lângă asta ai și liniște. Sunt mai puține șanse să-ți dea cineva mesaj la ora 5 dimineața, spre exemplu, decât ar fi la ora 10 sau la ora 12. Nu sunt de acord cu rutinele astea de dimineață stricte care te pun să te trezești la 4 dimineața pentru că unii dintre noi nu putem să ne trezim la orele alea. Eu personal nu pot să mă trezesc mai devreme de 6:30, dar 6:30 este o oră perfectă de trezire. Dacă poți să te trezești mai devreme de 6:30 fără să fii obosit, îți recomand să faci asta. Dimineața este cea mai liniștită parte a zilei pentru că nu te deranjează nimeni, nu e prea multă gălăgie pe afară și poți să faci ceea ce ți-ai propus. Ora de trezire are un rol foarte important în rutina de dimineață, de asta am vrut să vorbesc despre asta. Ca să nu te simți obosit, încearcă să te trezești în fiecare zi la aproximativ aceleași ore ca să se obișnuiască corpul cu ora de trezire. Acum că ți-ai ales ora de trezire și știi la ce oră să te trezești, ce faci când te trezești? Primul lucru pe care trebuie să-l faci când te trezești este să te hidratezi și să te duci să ai puțină grijă de tine. Din moment ce am dormit 8 ore, corpul este foarte deshidratat și are nevoie de apă. După care mergi și spală-te pe față, spală-te pe dinți și fă-ți un skincare rutin cu o cremă de hidratare sau orice altceva. Eu personal nu beau apă imediat cum mă trezesc, deoarece trebuie să mă cântăresc și dacă beau apă mi-ar ieși o greutate mai mare. După ce mă cântăresc, atunci beau apă, dar dacă nu vrei să faci ca mine, poți să bei apă imediat cum te trezești. Următorul lucru pe care trebuie neapărat să ți-l adaugi în rutina de dimineață este meditația. După ce ai avut puțină grijă de tine, te-ai spălat pe dinți, te-ai spălat pe față, ți-ai făcut skincare rutinul, trebuie să meditezi măcar 10-15 minute. Meditatul te ajută să intri într-o stare de liniște interioară în care poți să lucrezi foarte eficient. Practic ăsta este rolul meditației, să scapi de gândurile pe care le ai și să poți să te duci să îți faci treaba. Meditează 10-15 minute și dacă tot mai ai gânduri, ia-ți o foaie și scrieți gândurile pe foaia respectivă. E ca și cum ți-ai scrie într-un jurnal, îți scrii gândurile alea și nu mai trebuie să te mai gândești la ele. Este extrem de important să nu te mai gândești la aproape nimic de dimineață ca să îți poți face treaba foarte eficient. Acum este momentul în care poți să-ți faci treaba sau poți să te duci să mănânci, depinde de ce trebuie să faci mai încolo. Dacă ai liceu sau ai muncă mai încolo sau facultate sau orice altceva, ar trebui să te duci să mănânci ca să ai energie pentru mai încolo. Dar dacă este o zi de weekend sau pur și simplu nu trebuie să ajungi undeva în ziua respectivă, apucă-te să faci cel mai greu lucru pe care trebuie să-l faci în ziua respectivă. Ca să zic mai pe scurt, din propria experiență, dacă faci fasting, vei putea lucra mai eficient. Dacă am ceva foarte important de făcut, precum filmatul videoclipurilor sau editatul videoclipurilor, prefer să nu mănânc înainte și să mănânc după ce termin de făcut acel lucru. Dar în zilele în care trebuie să ajung la liceu, prefer să nu fac fasting pentru că nu voi rezista. Așa că pasul ăsta este la alegere, depinde de ce trebuie să faci tu în ziua respectivă. Dacă ai de făcut ceva important, îți recomand să nu mănânci o oră, două și să lucrezi la proiectul respectiv. Dar dacă trebuie să ajungi la liceu, muncă, facultate sau oriunde altundeva, îți recomand să mănânci ca să ai energie pentru mai încolo. Dacă ai timp, poți să și citești de dimineață, dar este ceva opțional. Dimineața nu ești atât de obosit, deci automat vei reține mult mai bine din cărți sau din orice ai citit. Este un mare avantaj să citești de dimineață, dar nu este ceva obligatoriu. Asta este o rutină realistică de dimineață pe care o poate face toată lumea și nu durează mai mult de o oră. Nu încerca să-ți adaugi toate acțiunile brusc, spre exemplu, dacă nu ai meditat niciodată și nu ai citit niciodată, nu încerca de mâine să și citești și să și meditezi. Este foarte greu și oricum nu este sustenabil, deci încearcă să adaugi totul treptat. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și dacă mai vrei videoclipuri de genul, uite aici ultimul meu clip.